Oh. Așa. Hei, Lumi! Mami a spus că trebuie să-ți verific carnețelul elevului, căci vrea să știe ce note ai primit ultima perioadă. După ce termin partida de joc, atunci îți arăt. Deci înseamnă că la școală ai dat o bară. Chiar acum trebuie să-mi arăți carnețelul cu note. Ba n-am dat-o eu în bară. Trebuie să-l caut, puș. Nici n-ai răbdare, să aștept să mă joc. Unde era? Aștept. Nu-l găsesc. Am zis eu că nu e bine. Recunoaște, ce notă ai? Am luat notă bună. Ai puțină răbdare. Poate l-au dat la școală. Iată unde erai. Ține. Așa. Ce? Ce-ai văzut acolo? Ai nota 9 la română! Da, am spus la perfecție pastelul Iarna de Vasile Alexandrii. Dacă o spuneai la perfecție, luai nota 10, nu 9. Am zis eu că șchiopătezi la școală. Asta tu șchiopătezi la gândire. Nota 9 este notă bună. Spuneți voi. 9 înseamnă B, dar nu FB. Ba nu, iată, abonații o să ne spună. Minus FB este nota 9, iar B este nota 8, corect? Surioară, apucă-te de carte, trebuie să iei 10 la toate. Dar dacă se mai întâmplă, părinții vor ști primii. Sunt cu ochii pe tine. Uf, ce enervantă este. Nota 9 e notă bună. Nu e așa? Hei! Distracție! Ce soare! Aici erai, mucoasă, dar eu te căutam prin toată casa. Fără supărare, dar tata m-a rugat să-ți verific agenda. Ce fel de agenda? Ceva ai confundat. Cum îi spuneți voi acolo, carnețelul de note? Sau... A, nu, carnețelul elevului. Știi ce? Hai, dă-mi agenda, am verificat, ne-am despărțit. Și? Și fără pedepse, și eu și tu. Dar eu l-am pierdut. Va să zic că l-ai pierdut. Așa. Mucoasă, e școala mea, eu știu ce ai făcut tu cu el. Ia să verificăm mai pe aici. Din prima l-am găsit. Acolo era! Dar eu tot îl căutam de vreo 2 săptămâni. Ce? La română 4! Ok, te înțeleg. Și la matematică la fel 4! E clar, e clar. E dificil acolo. N-am înțeles. La franceză ai 6? Cum? Tu la prova aia ai 6 la franceză? Păi, doamna Zinaida, pentru 3 minute a ieșit urgent până la biroul profesoral și am reușit să copiez. Așa, puțin de tot. Da, bravo! La Zinaida Plictisescu să reușești să copiezi? Adăcici! Sora mea! E școala mea, am zis eu! Ascultă, eu nu le spun nimic părinților, dar tu trebuie să-ți corectezi notele de 4, dar pentru 6 de la franceză eu îți cumpăr o jucărie. Ai înțeles? Eu deja lucrez la notele cele să le corectez și mulțumesc pentru jucărie. Eu din cauza ei mai să rămân repetent la școală, încă un an. Ce? Nu-i nimic, prietenul meu Ștefan m-a ajutat. Făcea o semnătură identică. Dar asta e un secret. Putea să fie rău de tot. Riscul meu a fost. Dar pentru curaj, te respect. Hai! Să copiezi de la Plictisescu. Imposibil. La masă, Luminița, am făcut cartofi. Cartofi! Dar eu din cratiță pot să mănânc. Mimiță, dar ți-am pus ție în farfurie. Bine, o să mănânc de aici. Of, Mimiță! Dar ți-am zis, trebuie să mănânci la masă din farfurie, normal. Da, și e hănăracul meu care mi l-a cumpărat mame și tati. Și vroiam să merg cu el la cinema. Și e foarte fain. Hai, lasă, vină cu Lelea până la baie. Vai, totuși nu se curăță. Cum așa? Și am vrut cu ea să mă duc la cinema. Nu avem ce face, dar trebuie să o punem la mașina de spălat. Bine, îi scriu lui Vasile că mă rețin încă jumătate de oră. Păi vezi dacă nu m-ai ascultat, ți-ai murdărit haina. Alo? Vasile? Eu mă rețin încă cu jumătate de oră. Părinții m-au rugat să o ajut pe sora mea să facă curățenie în cameră la ea, că e foarte dezordine. Da. Ce? Pa. De ce ai spus aceasta? Păi nu vreau să-i spun că mi-am murdărit haina, nu? Da, Lumi. Salut! Salut! Ce faci? Uite, privește televizorul. Ai suc! Ce suc ai văzut? Uite acolo, dă și mie! Totuși l-ai observat! Da! Ține! Dar un gât! Mulțumesc! Ce-ai făcut? Mi-ai murdărit haina nouă! Și acum cum să o curăț? Uite aici! Hai, nu te vei căra, așa este în vog acum. Eu așa umblu de vreo 2 luni deja. Și nimeni nu ți-a făcut observație că umbli cu tricoul murdar? Nu mai este, toți cred că este un stil contemporan. Și cred că așa e modelul tricoului meu. Și colegii la fel îți spun? Da. Dar mie nu-mi place, totuși vreau un alt hanorac, nu pot umbla așa. Las că-ți dau unde am eu. Bine, mulțumesc. Da, stai, va fi prea mare. Vei zice că este oversize, așa este în mod acum, hai. Bine, hai. Ora 20 și o minută, aproape că am reușit. Sper că n-am întârziat. Mocoasă, unde ai umblat până acum? Tu știi că e întârziat. Dar este doar ora 8 și o minută. Păi, ai întârziat! Părinții ți-au spus să vii la 8 fix! Doar o minută am întârziat! Noi am stat acasă cu griji toți aici! Și ce o să le spui lor? Data viitoare nu va mai fi! Nu va mai fi! Deci n-am observat cum a trecut timpul! Lumi, de ce ai întârziat atâta? Este ora 9, iar părinții îți permit doar până la ora 8! M-a petrecut prietena până acasă. Te-a petrecut prietena. Și cum o cheamă pe ea? Vasile. Opa, sora mea mai mică deja se întâlnește. Și e frumoasă prietena ta. Simpatic. Și în ce clasă este ea? Așa. Și ce, te-ai dus la întâlnire cu pantalonii aceștia sport și cu hanoracul acesta lărgit? Păi mă grăbeam și am luat geaca deasupra și nu se vedea. Data viitoare înainte de întâlnire să vii la mine, să te îmbrac eu. Hai! Lumii, cum vrei să fie apa? Călduță sau fierbinte? Mie îmi place fierbinte. Și mie la fel. Atunci îți spun fierbinte. Așa, fii atentă. Aici ai prosop pentru cap, corp și picioare, bine? Am înțeles. Și după ce faci baie, ești așteaptă, încui halatul. Ok, așa. Atunci mă duc. Mulțumesc. Și cât pe ce să uit? Tu ce preferi? Biluții cu sare sau spumă aromată? Și una și alta. Atunci să le las aici. Hai, băiță plăcută! Ei, mucoasă! Hai, în duș deja apa este pregătită. Hai, du-te! Ce mă privești așa? Azi e sâmbătă, zi de baie! Tu ce, doar sâmbătă faci duș? Păi așa toți fac, nu? Bine! Doar mi-ai pus acolo și prosop? Poate vrei și halat? Doar ce? Nu mi-ai pus și halatul! Hai mai repede că nu am timp să stau cu tine la taclare! Acum și trebuie să mă duc la disco! La disco? Dar mie nu-mi pui halatul! Ce-ai făcut? Ce-ai pățit? Apa e rece! Apa e rece! E normal că de soare! Nu trebuie să te călești! Trebuie să fii mai cald, că am face fierbinte! Ce cu tine? De la fierbinte se jupai pielea! Auzi, eu nu găsesc unde este gelul de duș. Ce? Este acolo un săpun, caută mai bine. Doar șamponul? Tu nu mă auzi? Păi ți-am spus, este acolo săpun. Universal. Apoi zâna face să sufle un vânt rece care duce norul foarte aproape de un munte uriaș. În vârf totul este înghețat și extrem de frig. Am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Noapte bună! Bă, ce faci? Tu fii mai atentă când ai șuturi! Gol! Mai încet! Ce vrei să ne audă mama sau tata? Hai să vezi atunci! Imediat o să mergem la culcare! Hai că-ți dau acum și un gol! Pregătește-te! Fii atentă ce se întâmplă acuși! Hai odată! 3, 2, 1, este! Te-am bătut! Trebuie să mă revanșez! Dacă poți! Îți papuc cu bădajul să dești! Hai! Și, hai, cacuș, acum să vedeți ei! Hai, cacuș! Nu! Țineți mingea în casă! Ți-am zis eu, nu te pune cu patea! Ce-i drept, mie un pic îmi este somn! Hai că mai este un meci și gata, mergem la culcare! Ce mi-e foame! Ce este prin frigider? Oh! Mama, cât tine a lăsat! Aproape gunoi prin casă! Aha, nu mai fac eu nimic! Așa, o este! Voi mânca niște fructe! Acuși în lumii eu ți-o fac! Așa, ce scris este acolo? Am înțeles! Acuși facem! Pentru luminița. Așa. Un cadou pentru luminița. De la mama. Mocoasu! Ia coboară încoace! Ce văd? Ce s-a întâmplat? Ia privește ce ți-a luat ție mama sarcini. Toate pentru mine? Nu, aici scrie Dumitru. Luminița. Văd, doar sunt prea multe și nu voi reuși nici măcar în 3 zile să le fac. Bine, hai că te ajut eu. Iată, voi face cumpărături la magazin. Bine, spărat treabă. Oricum e mult. Știi ce? Eu nu fac nimic. Perfect. Îți imaginezi când părinții se întorc acasă și nicio sarcină nu este de împlinită. O să le placă? Eu am plecat la magazin. Nu o să le placă. Trebuie să reușesc până seara. Mă apuc chiar acum. Ta-ta-ta, ce bunișor mai este pe aici. Să văd ce este prin frigider. Opa! Câte sarcini mi-a lăsat mama să fac! Spală cada, aspiră prin casă, aruncă gunoiul, spală părdoseala, cumpărături la magazin, șterge praful și toate astea nu reușesc să le fac nici măcar într-o zi. Mumi, de ce ești tristă? Cum să nu fiu? Uite câte sarcini mi-a lăsat mama să fac. Haide, tu aruncă gunoiul și șterge praful. De restul mă ocup eu, bine? Serios? Da. Mulțumesc! Chiar acum! Cu ce să încep? Să aspir prin casă. Alo, mama! Unde ești? Că mă duci la bunica? Mi-ai promis! Mâine? Nu! Eu azi vreau! Ce să te ascult? Nu te mai ascult! Vreau la bunica și gata! Păi roagă-i pe fratele și sora! Aștept! Așa, sper să nu întârzi! Repede! Așa, este bine! Coafura? Plec! Așa. O, unde pleci? La o întâlnire! Da, nu te duci tu nici la o întâlnire! Mă duci la bunica! Tot ce-i cu tine! Prea departe! Și nu am timp! Cum prea departe? Doar 4 ore de mers cu mașina! Și mai cu seamă că bunica mă sună și mă așteaptă! Hai, încalță-te și ne ducem! Hai, lasă că ne ducem mâine! Eu acum întârzi la o întâlnire! Și în general, tu trebuia să fii la școală! La școală? Dar tu unde trebuia să fii? La universitate, la facultate! Dar nu mi-ai luat cumva geaca mea! Da, dar tu de ce porți așa mici? Ești pentru vârsta mea! Sau ești împotrivă? Împotrivă și voi spune lui mama! Bine, atunci îi spun și eu! Că tu în loc să fii la ore, te duci la întâlnire! Bine, bine! Am uitat telefonul! Mi-l aduci, te rog! Ți-l aduc doar cu o singură condiție! Dacă mă duci la bunica! Hai că te aștept! Adu-l mai repede și apoi am plecat! Bine, vin imediat! Telefonul la mine, nu a plecat. Am verificat peste tot. Nu am înțeles. Unde ai dispărut? Melisa! Ui? Melisa! Oh, yeah! Oh, Bode, salut! Tu știi că mă duci azi la bunica? Dar tu știi de unde eu vin? A? Nu știu, dar bunica ne așteaptă! Eu vin la petrecere și ghici ce fac mai departe? Ce faci mai departe? Mă duci la bunica! Greșit! Vin de la petrecere și mă duc înapoi la alta! Bine, interesant, dar ce o să spună mama sau tata? Că tu toată ziua și toată noaptea umbli pe la petreceri! Gata, am înțeles! Adă cheie la mașină! Te duc la bunica! Bine, vin! Vina! Vadea, dar cheile sunt la tine în geacă! Și ăsta a dispărut! Ei, m-ați lăsat acasă! Cine mă duce la bunica? Acuși colectez luminile și fac acasă o petrecere! Laserul! Și... conectat! Așa, veculețele! Conectate! Am chemat o droaie de băieți și de fete! Vom conecta sauna! Vom face piscină! Cu toții împreună! Cât măța nu e acasă, șoarece-s pe masă! Părinții nu-s acasă! Copiii se distrează la maxim! Nu faci atâta gălăgie! Eu l-am chemat pe Vasile la noi acasă! Te rog frumos să fii cu minte și să vorbești frumos! Nu vreau să crezi impresii rele! N-am eu treabă cu Vasile al tău! Important la mine în saună să nu intrați! Acolo ne distrăm noi! Ai înțeles? E clar! O, mă sună mama! Stai și pe mine, cineva mă sună! Tot mama! Cum așa? Cu comitet pe amândoi? Nu se poate. Dar asta e mama. Alo? Da, mama. De ce zici că nu vreau să duc pe Lumi la bunica? Eu vreau, dar nu pot, nu am timp. O evit pe Lumi? Cum nu mi-e dor de bunica? Bă, vreau și eu, dar înțelegi, avem foarte multe teme. Păi astăzi am până târziu ore la facultate. Cum mă întâlnesc cu cineva? Nu! Eu sunt acasă! Nu plec nicăieri! Eu trebuie să plec la facultate! Eu am conectat luminițele în curte ca să fac petrecere? Ce? În saună încă? Cine ți-a spus să iei așa prostii? Îți zic încă o dată, eu nu mă întâlnesc cu nimeni! Trebuie să plec la facultate! Mamă, dar nu fac eu petrecere! Am foarte multe teme! Bine, pa, da, pa. O duc, pa! Tu i-ai spus la mama că eu fac acasă petrecere! Ba nu! Tu i-ai spus că mă întâlnesc cu Vasile! Da, bă, poate i-am spus că eu și petrecerea tot o fac eu, da? Eu sunt așa de prost! Ei, v-a sunat mama? Mergem la bunica! Aaa, iată cine a făcut-o! Lumi, de ce ai zis lui mama? Ce să-i zic? Eu lui mama nu i-am spus nimic și, în general, eu nu spun minciuni. Mă țin la curent cu tot ce se întâmplă la noi acasă. Și atât. Hai, anulează-ți întâlnirea? Urcă mașina și du-o pe Lumi la bunica. Asta tu! Anulează-ți toată petrecerea, stinge becurile și urcă repede la volan. Știi ce? Nici tu și nici eu. Du-te și ia ceva pentru bunica, iar eu mă duc să o chem la mașină. Hai! Wow, mergem împreună! La bunica, la bunica! Ce faci? Ce-i cu tine? Vezi că mașina e încuiată! Nu mai trage de un cerc, o să-l rup! Dar mie îmi place foarte mult acest sunet! Ce? Un sunet de mânier? Ce să-ți placă aici? Ia ascultă mai atent, nu asta! Ei, Lumi, lasă-mă și în pace! Îmi strici minierul! Ce faci de acolo, a? Oh, iată asta! E, chiar îți place să ne enervezi! Lasă-mi minierul, ce-o-mi face? Eu n-am găsit în casă chiar la mașină! Hai, lasă tu cu improvizările tale! Trebuie să ducem la bunica, că mama este foarte enervată! N-am înțeles! Cine face asta? Cineva apasă pe butoanele la cheile la mașină! Acestea? Nerva pe badea! Da, cheile încoace! Haideți odată să urcăm, că este târziu! Și trebuie și acasă încă astăzi să ne mai întoarcem! Cum astăzi? Păi nu stăm toată vacanța de iarnă la bunica! Da, da, poate să mă acolo chiar tot anul! Hai, urcă! Mergem! Cuplați-vă centurile! Am plecat! Dar noi nu putem pleca! Mie mi-este frig! Acuși va fi și cald! Am pus căldura! Dar nu dă așa de tare, că nu-i rece deloc! Aha, dar portbagajul este deschis și la mine suflă rece! Într-adevăr! Cine a lăsat ușa deschisă? Tu ai fost la portbagaj, ai pus geanta pentru bunica! Bă, nu! Toate cumpărăturile sunt aici! Nu, dar cine da? Că n-am mai deschis eu. Tu ai fost asta? Nu, eu nu! Repede mașină! Dacă vrei să mai ajungi astăzi la bunica! Cum să o repar? O, vioara lui tata! De ce a scăpat-o jos? Să nu te mai bagi niciodată la mine în haine! Știi ce? Dar tu să nu te mai bagi la mine în calculator! Că l-ai umplut cu virus! Ba nu, te l-am umplut cu nimic! Știi ce? Ce ai făcut? Este vioara lui tata! Ce se aude în ea? De ce sunt rupte strunile? Nu pot să o repar! Cum să o repar? E deteriorată rău, nu se mai repară în vecii vecilor! Știu, am încercat! Dacă vede tata... Vei fi pedepsită rău! Cine a pus mâna pe vioara mea? Cine a făcut-o? Repede, recunoașteți! Eu... Tata, eu am făcut. Atunci când ștergeam proful, l-am dat din greșeală în ea și a căzut pe jos. Și iată, s-a stricat. Hai, nu mai născăci! De fapt, eu, tata, am vrut să arăt la școală, la colegi. Am pus un rucsac și la ora de sport cineva din greșeală, din netenție, a lovit cu mingea în rucsacul meu. Și când am văzut, deja era prea târziu. Iată ce s-a întâmplat. Pe mine nu mă interesează cine și ce-a făcut, dar să-mi cumpărați altă vioară, că dacă nu, o să dansați pe strune. Eu nu aud nimic. Este clar ori nu? E clar, tata. Îți cumpărăm alta. O să văd eu. Și haideți toți la mâncare. Venim chiar acum. Mulțumesc frumos că m-ați ajutat. Dacă aflam... Mulțumesc. Să pui bani la vioară. Fiecare o să ne punem partea lui. Bine, bine. Punem. Eu tot erau la mine. Du-te și-ți sparge purcelul cel al tău cu toți bănuții. Hai. Pușculița? Da, da, da. Bine. Oricum era uzată, acum eu să-mi cumpere una nouă. Așa, cui să-i pun plus și cui minus? Știți ce am înțeles eu? Aceasta! Așa! Nu contează dacă e frate sau soră, pentru că oricum, în orice situație, vei fi fericit, iar ei te vor susține. În cazul meu, fericirea e dublă, pentru că am și frate, și soră, și mereu vor fi alături de mine. Ei, mucosu, tu ai de gând să mergi jos și speli vesela? Hai odată! Uite, acum ai stricat totul! Hai, lasă tu vlogul și du-te și pune mâna pe cârpă. Hai! Asta nu-i despre ceea ce am vorbit anterior. De fapt, ei sunt foarte buni la suflet. Și apropo, tu câți frați și surori ai? Ca să știu cât de fericit ești. Așa și nu mi-ai răspuns.